Un puternic incendiu a izbucnit luni, 9 noiembrie, la o gospodărie din satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei. A fost solicitată intervenția pompierilor militari din cadrul detașamentului de pompieri Câmpul Lung Moldovenesc și a lucrătorilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență ale comunelor Izvoarele Sucevei și Moldovița Sulița, care au intervenit cu 4 autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat casa de locuit și 3 anexe gospodărești și exista pericolul de propagare a flăcărilor la întreaga gospodărie. Pompierii au reușit să lichideze incendiul după aproximativ 6 ore. Focul a distrus interiorul casei de locuit și acoperișul acesteia, bucătăria de vară, magazia și baia. Au mai rămas subiecte de mobilier, aparatură electrocasnică și tâmplărie. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un cablu neizolat corespunzător. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au salvat adăpostul de animale, depozitul de furaje, garajul, un autoturism și utilaje agricole.